Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce veți afla nou despre această zi de luni, 8 mai 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în fiecare zi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje în care mi împărtășiți experiențele voastre, pentru care eu sunt foarte recunoscătoare. Simt că fără acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 8 mai, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își doresc și să li se împlinească toate visele. Așadar, haideți să vedem, dragii mei, și ceșcuța. Iată așa arată ceașca de azi pentru voi toți. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. După cum vedeți, dragii mei, s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, aceasta însemnând o veste sau cel puțin o veste foarte bună care va veni la urechile voastre în această zi sau în perioada care urmează. Și această veste se pare că vă va bucura peste măsură, da? Astfel încât vă vor da lacrimile de bucurie. Vi se va schimba viața, dragii mei, în bine. Hai să vedem și despre ce este vorba în această cafeluță. Văd aici o pungă cu bani, dragilor. Se pare că o să vă meargă foarte bine în 2023. Dacă nu ți-a mers bine până acum, să știi că de acum înainte va fi mult mai bine și orice ai pierdut în 2022, vei câștiga în 2023. Văd aici un trifoi și un drum deschis. Poate vreți să plecați în străinătate, la un loc de muncă sau în țara voastră, să vă deschideți o afacere și faceți demersuri în acest sens. O să vă meargă foarte bine în tot ceea ce vă doriți să faceți. Dragii mei sau dragele mele, văd că veți primi un cadou, o brățară de aur, poate de la soț, poate de la partener sau poate din altă parte. Văd că o să vă bucurați foarte mult, ca un copil. Acest obiect prețios vă va arăta cât de mult sunteți apreciată și iubită, dragele mele, draga mea. În 2023 văd că vei primi numai vești bune. Apare aici un stol de păsări care zboară exact cum zboară aceste păsări, așa zboară veștile bune spre tine. O să primiți aceste vești extraordinare și o să vă bucurați împreună cu familia dumneavoastră. Dragii mei, văd aici o pisică albă. Se pare că o să fiți foarte fericiți sau fericite în viața voastră. Și un cap de femeie cu coc și un acoperiș. Se pare că fericirea stă asupra casei voastre. Dacă până acum nu ai fost fericită din diferite motive, poate nu ai avut casă sau nu ai avut partener în dragoste, de acum înainte vin zile însorite și pentru tine. Îți vei vedea și tu fericirea cu ochii. Veți dori poate să spuneți cât de fericită sunteți sau cât de fericit sunteți tuturor, dar mai bine stați potoliți, mai bine nu le spuneți pentru că lumea vă va invidia, dragii mei. Tu și persoana ta, dragii mei, văd că ați stat mai mult certați în ultima perioadă. Ați avut multe probleme, dar acum persoana ta este deschisă să vină spre tine, să discutați despre ceea ce puteți să faceți să rezolvați problemele dintre voi. Văd că ați avut aceste probleme fie din cauza unei persoane care tot intervenea între voi, fie din cauza lipsei banilor.
Dar acum o să decideți să nu mai primiți acea persoană în casa voastră și foarte bine faceți. Iar persoana ta văd că va hotărâ să plece la muncă în străinătate pentru a rezolva problema bănuților. Cifra 31 se vede aici, dragii mei. Văd că este posibil ca pe această dată sau peste 31 de zile să fiți foarte bucuroși sau foarte bucuroase. Văd că veți sărbători ceva, un eveniment extraordinar în viața dumneavoastră. Poate va fi ziua cuiva de naștere în viața dumneavoastră sau veți sărbători un succes pe care îl veți avea. Dar văd că vă veți înveseli foarte, foarte frumos. Pentru cei cu inițialele A, V și I, dragii mei, din casa voastră, văd că se duc nori întunecați și acești nori, lipsa lor, lasă loc pentru fericire, bucurie și abundență. Văd că ați dorit să ieșiți la un drum, să plecați cu un avion, dar ați avut probleme cu un act. Foarte tare v-ați enervat că acest lucru v-a încurcat. Fie n-ați găsit acel act, fie acel act era expirat și nu l-ați putut folosi. Văd aici o cămilă, dragii mei, încărcată cu de toate, vine spre voi. Tot ce ați avut rău în 2022 este lăsat în spate și se apropie de tine doar belșugul și norocul în această perioadă, în anul care vine. Dragii mei, mai apare aici o pungă întoarsă în jos. Văd că ați avut foarte multe greutăți financiare, multe cheltuieli, dar acum veți începe cu dreptul, să știți. Veți avea și bani și dragoste și muncă. Să nu vă fie teamă de nimic, pentru că totul merge spre bine. Văd cum se duc pe apa sâmbetei greutățile din casa voastră și asta este cât se poate de bine. O inimă de om apare aici. Fiți atenți la sănătatea voastră, poate voi, poate soțul vostru. Nu este bine să vă enervați sau să vă stresați excesiv în această perioadă, să plângeți. Pentru că o să aveți palpitații și o să vă dea dureri de inimă, dragii mei. Să știți că vor veni banii spre voi. Sunteți foarte fericiți. Poate vreți să vă faceți o casă sau să vă deschideți o afacere. Poate veți câștiga și la loto, dar văd o sumă mai mare de bani că vine în buzunarul tău. O să vă dați toate datoriile și veți reuși să faceți și un drum de relaxare. Undeva să vă odihniți. Acest lucru va fi foarte benefic pentru voi. Pentru cei cu literele, cu inițialele V, C, N și S, vine o bucurie foarte mare. O să vă mirați de minunile care vor intra în viața dumneavoastră. Se vor întâmpla foarte multe schimbări pozitive pentru voi. Mai apare aici un nufăr, dragii mei, care se vede în apropierea casei voastre. Veselie și noroc intră în casa ta. Este posibil să primești cadou o geantă sau un portmoneu. Să știți că acestea vor fi cu noroc. Pentru cei cu litera K, dragii mei, sau cu litera K, văd că primiți o veste, astfel încât o să dansați de bucurie în urma primirii acestei vești pentru voi. Mai apare aici o săgeată și un drum. Văd că o să se schimbe drumurile tale, se vor orienta spre fericire, spre împlinire, fie în muncă, fie în dragoste. Oriunde vei pleca, orice vei dori să faci, văd că va fi foarte bine. În sfârșit îți vei împlini și tu planurile, țelurile. Foarte multe zigzaguri, dragii mei, ați avut în domeniul financiar, dar de acum înainte văd că vă veți ridica, veți fi mai norocoși, mai norocoase. Așa cum culegeți florile din grădină, așa ați început să puneți bani deoparte. Mai apare aici o pereche de cercei.
poate îi primiți cadou acești cercei sau este posibil să vă pierdeți cel puțin unul dintre cerceii pe care îi aveți în urechi. Fiți atenți la acest aspect, atente. Cifra 8, dragii mei, se vede aici. Pe data de 8, adică astăzi sau în 8 zile începând din acest moment, văd că veți primi un cadou, dragii mei sau dragele mele. Este posibil să primiți un buchet de flori din partea partenerului sau din partea soțului și pe lângă acest buchet de flori și un cadou foarte prețios. În casa voastră văd că au început să se vindece certurile. Nu s-au terminat toate, dar se vor termina cât de curând. Certurile, să știți că le aveți din cauza ochilor răi asupra voastră. Aveți mulți ochi plini de invidie asupra, ațintiți asupra voastră. Așadar, ar fi bine să vă mai descântați din când în când, dragii mei. Foarte multe drumuri care se deschid în calea voastră, dragilor, fie la un loc de muncă, fie să vă rezolvați diverse probleme cu casa, cu copiii, văd că totul va merge strună pentru voi. Mai aveți aici un înger mare care veghează asupra voastră tot timpul, asupra casei voastre, vă îndeamnă spre calea cea bună, este alături de voi tot timpul acest înger. Haideți să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Iată cum s-a scurs toată negura din cafeluță, s-a scurs în această farfurie, toată negura din sufletul vostru, din casa voastră. Da? Să știți că dorințele voastre, dacă sunt două, acestea se vor împlini foarte curând și văd aici o serie de pești. Așadar, se pare că banii vor intra în casa voastră, în buzunarul vostru, în perioada care urmează. Și chiar dacă mai aveți ceva certuri, să știți că acestea se vor vindeca în perioada care urmează, în perioada următoare. Da? Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!